Riley și astăzi am revenit cu un nou episod din vlog, așa că să începem! Astăzi vă voi lăsa să urmăriți un vlog în care trebuie să aveți puțină creativitate ca să vă iasă aceste mici decorațiuni! Hai să nu mai lungim vorba și să dăm drumul DIY-ului! Pentru a ne putea folosi decojile de ouă, pentru a face ornamentul, trebuie să le spargem foarte ușor și să scoatem compoziția din ele, iar după să le spălăm. Și deja cred că am vorbit destul de mult despre cojile de ouă, așa că haideți să-i dăm drumul ornamentului. Primul pas este să ne folosim de panglici pentru a crea niște pampoane. Îmi pare rău pentru gălăgie, dar este de la vecini, voi încerca să vorbesc puțin mai tare. Pentru început avem nevoie de panglică, orice panglică, de orice culoare, și acul cu ața. Sper să se vadă. Ok. Și acum vom începe să coasem panglica cu acul. Trebuie să coasem pe partea nelucioasă. Aproape am ajuns la final. După ce am tras foarte bine de ață, vom uni ambele capete și vom coase. Dintr-o hârtie glasată vom face două coifuri. După ce am tăiat foaia, vom face coiful. Și aici vom lipi. O găurică mică aici, o veți face prin tăierea colțului. Deoarece este foarte mare coiful, vom tăia din el. Iar acum vom verifica dacă dimensiunea este ok. La mine este foarte bine. Vom băga cănăgelul în coif. Vlogul, eu sper tare mult că v-a plăcut și nu uitați să dați un like, un share prietenilor voștri pentru a-l vedea cât mai multă lume și nu uitați să vă abonați aici ca să faceți parte din hashtag EmojiFam, iar deasupra bulinuței voi avea ultimul meu episod din vlog. Sper să vă placă și eu vă pup și ne vedem data viitoare cu un nou episod din vlog. Bye!